puțin bani avem. Cu și? Cine plătește? Nu avem bani. Nu sunt bani. E problemă, e problemă. Ne dați niște bani să ne ducem în vacanță? În anii 87. Turcia. Grecia. Dar măcar la Odessa. Veți merge în vacanță în această vară? E, nu, pentru că eu sunt aici pentru puțin timp. Vin de la Italia, așa că o să fac vacanța la Italia. Nu, muncim. Nu. De ce? Pentru că... Și impediment? Da, eu cred că impediment. Nu, mai întâi dăm bacul. Nu cred. De ce? Din cauza pandemiei, posibil. Adică, mai ales... Majoritatea oamenilor deja au rămas și fără bani. Mai facem rezerve de bani. Posibil poate la anul, anul acesta, nu cred. Nu cred. Nu avem destul de parale. Ne dați niște bani să ne ducem în vacanță? Nu știu, nu cred că e posibil. Mi-aș dori, dar cumva ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă, așa, parcă-i, nu știi ce o să se întâmple. De exemplu, practic, gândindu-mă, dacă ajung la vamă, ce se întâmplă? Pentru că nimeni nu are niște reguli concrete, nimeni nu are niște pași concreți pe care trebuie noi, de exemplu, să îi îndeplinim. Nu știu, nu cred, vedem. Nu. De ce? Nu avem lucru, nu avem bani. Mă mai gândesc. Care sunt motivele pentru care nu plecați în vacanță? Partea financiară, asta e unica ce este. Pentru că concedii dă-o, tot dă-o, numai partea financiară stopează ca lumea să ducă să se odihnească, să treacă o vacanță frumoasă. Pensia noastră de 2 bănuți și plus 0, nici de cum. Din cauza banilor, din cauza neajunsurilor. Cred că este o chestie economică, motiv economic probabil, nu? Nu sunt bani, salariile sunt mici și nu putem să ne permitem să mergem. În primul rând, e perioada pandemică, după care cred că condiția financiară a multor familii din Moldova, în special. Problemele de zi cu zi, viața care o ducem noi din astăzi, în deoseb, nu e ăștia care suntem mai în vârstă. De fapt, și la ăștia tineri e problemă, e problemă, dar măcar pot ieși din țară. Nu avem bani. Cu și? Cine plătește? Puțin bani avem. Foarte puțin avem. E greu, e greu, cu așa pensie, pentru noi pensionerii de-am noi. Cândva au fost, drept cum spune Dumnezeu, dar acum nu. Pandemia încă și mai tare agravea situația. Din cauza pandemiei. Dar când ați fost ultima dată în vacanță? De mult, foarte de mult. Vara 2019. Septembrie? Septembrie trecut, superbă vacanță. 2 ani urmă. 2019. 2020 era blocat tot, pandemie, carantin. Un an și jumate în urmă, înainte de pandemie. Anul trecut nu am fost, deoarece mai înainte, în fiecare vară. În anii 87. Veți pleca în această vară în vacanță? Încă nu, ne-am programat o vacanță, dar sperăm. Cred că da. Ce destinații veți alege? Cred că Turcia sau Grecia. Posibil Spania, dar Spania mai vedem, că e mai departe. Ați analizat piața, ați văzut ce prețuri sunt în acest an? Doar la TV am văzut oarecare companii au arătat ofertele și condițiile, desigur, pentru că încă pandemia nu s-a terminat. Nu știu, nu m-aș duce departe. România, de exemplu, mi-ar plăcea să... La mare, la munte? Nu neapărat la mare. Cred că munții, iarba, copacii, să ne împământăm un pic, avem nevoie, cred. Când voi fi gata să ne pornim, cum spune, atunci vom căuta. Mai ales, mai sunt și oferte fierbinți. Ori Turcia, ori Bulgaria. Ne gândim spre Odessa, măcar așa, pe aproape. Turcia. Grecia. Dar măcar la Odessa. Se par ofertele din acest an? Sunt cam puține. Numai 4 țări. Turcia, Spania, am văzut Grecia și Egipt. Și cum vi s-au părut prețurile, în luând în considerație contextul pandemic? Mai mari, mai mici? N-aș spune că mai mari. De asta, pandemic, taman că n-aș spune că mai mari. Ați vaccinat sau veți sta în carantină? Nu. Eu am făcut prima etapă, aștept a doua și după am înțeles că 2 săptămâni și deja...
așa e. În luna iulie urmează să-mi pun a doua doză de vaccin și atunci o să analizez. E ok, pentru că e confortabil, e un confort care acum nu tot să-l permit, pentru că nu trebuie carantină și nu trebuie nici testul negativ. Dar deja vedem, după atâtea speculații, vedem cum va fi mai departe cu urmările în urma vaccinului. Se pare că în ultimul timp se modernizează. Văd mulți că pleacă la vacanță. Chiar am contactat colegi de școală și sunt deja în vacanță înaintea mea, așa că bine pentru ele.